Zodiile de pământ sunt interesate de relații de lungă durată, de securitate materială și emoțională. De asemenea, se va observa o anumită prudență din partea acestora când vine vorba de implicare din punct de vedere sentimental. Nativii tauri sunt interesați de frumusețea fizică a partenerului și au respect pentru valorile tradiționale, familia și căsătoria. De asemenea, taurii au nevoie de stabilitate în dragoste și de multă răbdare, să se asigure că persoana de care sunt îndrăgostiți este cea potrivită. Un alt lucru important pentru tauri nu le place schimbarea și te poți asigura că îți va sta alături pe termen lung. Nativii fecioară sunt foarte critici într-o relație afectivă, pentru că ridică ștacheta atât de sus încât nimeni nu le poate ajunge la standard. De. Mai mult de atât sunt foarte suspicioși, însă cu răbdare li se poate câștiga încrederea. Nativii își doresc un partener perfect și pot deveni dezamăgiți dacă nu îl întâlnesc. De asemenea, fecioara este în slujba celorlalți și își poate neglija propriile nevoi afective, fiind mereu atentă la nevoile partenerului. Nativii Capricorn sunt interesați de persoane care reușesc să le satisfacă nevoile profesionale și sociale. Într-o relație afectivă pentru Capricorn vor conta mai mult aceste lucruri decât atracția romantică sau iubirea. Ce contează în iubire cel mai mult pentru un nativ Capricorn? Stabilitatea și confortul, așa că dacă îi oferi ce are nevoie, vei găsi o cale spre inima lui. Nativi RAC sunt foarte sensibili și își doresc o familie care să le îndeplinească nevoile de siguranță afectivă. De asemenea, se va observa și un atașament față de trecut și sunt dependenți de partener, în special de dispoziția acestuia care este foarte importantă pentru ei. Nativii Scorpion sunt interesați de parteneri cu care să simtă iubirea la un nivel profund de care dau dovadă în relațiile sentimentale ar putea să iubosească pe parteneri. De asemenea, vor exista și momente când își vor domina partenerul. Scorpionii au nevoie ca partenerul să le aparțină în totalitate și caută să descopere și să-și exploreze latura intimă alături de acesta. Nativii pești își oferă iubirea necondiționat într-o relație sentimentală. Relațiile afective pe care le trăiesc nativii pești sunt într-o lume interioară a lor. Peștii se pot îndrăgosti de mai multe persoane în același timp și să nu știe pe cine. Să aleagă, să lege relații imposibile sau de sacrificiu, relatează știrile protv.ro.